După ce am degustat și am încercat să vedem ce este cu berile inferioare și cu ce este cu berile inferioare și dacă merită băute, dacă merită savurate atât cele de afară, cât și cele de aici din România produse din diferite zone. Nu sunt adeptul și nu-mi plac berile albe sau berile nefiltrate, berile nepasteurizate, berile negre. Mie îmi place Pilsen și Lager Beer, de fapt se zice, mă gândesc normal. Îmi plac acele beri dulcegi, am mai spus, prefer bere la doză. Dar sunt unele beri care de fapt treci prin pe raft și strag cu ochiul, cum a fost această bere din Lidl, mi se pare, a fost destul de scumpă, cred că 7 sau 8 lei, asta înseamnă aproape 2 euro, 1 euro și ceva. Dacă nu mă înșel, a fost 8 lei și ceva, nu știu, am luat-o de două, mi-am luat două beri. Am încercat să o beau, nu mi-a plăcut foarte mult, cineva mi-a recomandat ceva, vreau să încerc acest lucru și să îl beau împreună cu, să-l fac împreună cu voi. Nu știu dacă ați auzit sau dacă ați văzut Patronus, mi-a plăcut foarte mult această bere pe raft, era interesant, arată și un călugăr. Bere albă. Se spune clar, bine, nu înțeleg germana, dar se spune aici niște, înțeleg printre rânduri niște chestii și se spune că extractul primar este 12,3, deci se vede că este o bere păstoasă, conține foarte multe chestii. Alcoolul este 5,5, nu este o bere foarte tare, este o bere interesantă, dar este o bere albă. Este tradus și în românește, bere albă nefiltrată. Produs pasteurizat, apă, malți din grâu, malți din orz, extract de hamei. Bine, am spus că nu sunt de acord cu acest extract de hamei, drojdie. Interesant, deci conține și extract de hamei, conține și drojdie și malți din grâu și malți din orz. Interesant această bere. Am spus, am băut-o odată, nu mi-a plăcut foarte mult, nu sunt adeptul acestei beri, vreau să o beau acum într-un alt mod, să vedem dacă merită să o mai iau. Eu, unul personal, voi puteți să încercați ce bere vreți voi și când vreți voi și să o beți în ce condiții vreți voi. Produsă în Germania. Am spus, nu știu ce înseamnă acest 51P, mă voi documenta, voi vedea ce înseamnă acest lucru. Se vede că este o bere tulbure, interesant, iar jos ai impresia că este vinul sau dimingeana din casa bunicii, adică când făceai un must și îl puneai într-o sticlă sau într-o dimingeană de 10 litri, aici se aduna un borhot. Așa este și aici. Nu știu cum se procedează cu berile albe, adică nu prea am văzut pe net, pe YouTube, niște descrieri, cel puțin în română. Am văzut ceva foarte evaziv, dacă se agită această bere albă, pentru că efectiv este drojdie aici. Uite, e pe mijlocul, cum se zice, fundului sticlei, nu, în fine. Nu știu cum să mă exprim românește și cred că mă exprim, poate că nu vreau să se interpreteze nimic. Capătul sticlei, fundul sticlei este efectiv plin de ingredient, se vede cum se amestecă această bere, efectiv, acum este tulbure, foarte tulbure, din ce în ce mai tulbure, efectiv, nu știu cum se bea, de fapt, această bere, se lasă, sau poate fiecare preferă să bea cum dorește, să bea doar zeama din acest produs de bere albă, să nu amestece drojdia de pe fundul acestei beri. Asta se vede că este o bere naturală, sutamente. Mie nu-mi place berea albă, am mai spus, dar se vede că este o bere naturală, având în vedere că are un sediment destul de gros, destul de îndeget. A avut, pentru că am amestecat-o. Înainte de a o desface, cineva mi-a recomandat să servesc un sandwich, bine, ia din Germania, se presupune că ar fi din nu știu ce zonă bavareză, nu știu, nu am studiat, nu am văzut foarte clar acest lucru. Să servește această bere cu un sandwich cu șuncă bavareză, în fine, eu am luat o șuncă normală și brânză,
Eu am luat un cașcaval, în fine, încercăm din nou această bere. Miroase clar, te lovește mirosul de drojdie, de fermentație de drojdie. Este un miros chiar înțepător de drojdie, efectiv ai impresia că este, se simte fermentul de drojdie, ai impresia că miroase ca și acea melasă de pâine dospită, aluatul acela când îl faci, îl pui să se dospiască, miroase aluat dospit, pentru că este o bere albă din malz de grâu și orz. Are un gust echilibrat în ceea ce privește dioxidul de carbon. Are un gust dulceag un pic spre caramel. Nu se simte foarte tare hameiul. Nu este o bere amară. Am spus, are un pic iz de caramel, dar nu un caramel dulceag. Un caramel cu... un gust suav, are un gust suav de când bei de caramel, dar nu este un caramel foarte dulce. Bine, consumând-o, deci mă gândesc că nu am fost în Germania, mă gândesc că în barurile din Germania sau din anumite țări se servește un sandwich sau o mâncare cu carne, cu brânză și se consumă această bere. Da, îmi place șunca, bineînțeles. Da. Și pâinea integrală. Am luat masa împreună cu voi. Iau masa în oraș. În călătoria mea virtuală. Al berii. Da, este o combinație ciudată. Da, este o combinație interesantă. În general, mâncarea cu bere merge oricum, adică în special carnea merge foarte bine cu berea. Adică săratul, șunca, gustul porcului, de fapt, și a pâinii împreună cu a cașcavalului puțin sărat merge cu acest gust de caramel. Am spus, nu este un, nu știu, nu pot să mă exprim în ce fel de gust are, un gust de caramel, un gust de dulceguț, de n-am cuvinte să mă exprim acest gust, adică îl am în memorie, îl am în minte, îl am pe papilele gustative. Încerc să rostesc, nu pot să-l asimilez cu ceva. Oricum este o bere de calitate superioară, merită, nu știu, cel puțin la berile albe. Nu sunt degustător și nu voi fi degustător de bere albe, nu. Merită ceva de nota nouă, este o bere... un gust extraordinar. Se simte într-o oarecare măsură, nu știu cum să zic, dacă ați mâncat acele turte făcute pe plită. Într-o anumite zone geografice, în special în zona Moldovei. Bine, și în Ardeal se fac anumite chestii plăcinte, dospite foarte puțin, un fel de turte din grâu care erau coarte pe plitele bătrânilor. Eu am mâncat acest lucru doar la bunicii mei. Ai gustul ăla de
de turtă de făină dulceagă. Am spus, are un gust de caramel, dar nu un caramel de ciocolată. Un caramel efectiv natural. Are un gust bun, am spus, i-aș da nota 9, mi-a plăcut modul de prezentare, în fine, dar ne uităm în primul rând și vrem să simțim gustul împreună cu un sandwich, împreună cu... Sfatul a fost bun, cine mi l-a dat să servesc această bere și voi face o altă părere servind această bere cu un sandwich sau cu ceva brânzeturi, cu ceva carne. Într-adevăr, este o bere ce merge foarte bine, foarte bine, nu știu cum să zic, într-un han, într-o bodegă, servită cu un sandwich, cu chiar, să spunem, cu un hamburger. Deci are un gust păstos, este o bere groasă, într-adevăr, nu are foarte multă spumă, se simte, am zis, un pic, nu se simte hamei deloc, nu știu, nu simți hamei, o simți mai mult un fel de bere caramel, dar nu este o dulceață făcută din zahăr, deci este o dulceață suavă. Berea este o bere interesantă, nu pot să o descriu berea albă, nu sunt un băutor de bere albă ca să-mi exprim acest lucru, dar am vrut să vă prezint și vouă, am vrut să o expun și eu, nu știu ce să zic, recomand această bere Patronus, în special cred că pentru băutorii de apă, da, băutorii de apă, dar eu vorbesc despre bere, da, se vede că și-a făcut efectul melasa de aici. În special pentru băutorii de bere albă, cred că și-au nefiltrată, este o bere, zic eu, de nota 8. Nu știu, dau nota aceasta 8, nebând alte beri, nefiltrate și bere albă. În fine, e o bere interesantă, e bere ok, mi-a făcut mare plăcere să o degust, merită băută, cred că și de băutorii de Pilsen și de Lager Beer. Merită băută și nu regret că am degustat această bere într-un stil mai ciudățel. Merită să o încercați, merită să o încercați și să vedeți ce e cu ea. Nu e o bere de aruncat, chiar deloc. Ok. Salut!